Neața, să zic neața, să nu zic neața, nu e chiar neața, cred că e 12 și ceva și ne pregătim să plecăm la Iași pentru două zile. Astăzi e marți, plecăm acum în vreo 20 de minute, o jumătate de oră și ne întoarcem joi. Așa că am zis să iau și camera cu mine, să filmez și o să facem pe acolo. Și da, nu știu, cred că ăsta e un vlog de călătorie. Sunt foarte entuziasmată, n-am mai fost niciodată la Iași, l-am văzut așa prin poze peste tot, dar... Mi-am dorit de mult timp să ajung. Și în sfârșit. Și cred că o să lăsăm bagajele și cred că o să mergem să mâncăm ceva, nici nu știu, am filmat o grămadă am filmat pe drum, o să am ceva de editat, dar am prins multe cadre frumoase, a fost și cald, a fost frumos și da, cam atât. Na 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 na
dimineața, ce faceți? Astăzi este miercuri și m-am trezit, bine, m-am trezit acum vreo mult timp, este 10 și jumătate. Am luat micul dejun și acum eu vreau să mă apuc să editez clipul care trebuie să intre astăzi. L-am filmat deja de din weekend, dar n-am avut timp să-l editez și am început eu ieri pe drum să editez puțin la el, dar încă nu l-am terminat și mai am ceva pentru că vorbesc destul de mult în clipul ăsta. E clipul cu noutăți oricum, cred că l-ați văzut deja și sper să reușesc să-l editez în dimineața asta ca să îl și să-mi fac de fapt și poza de thumbnail și să-l și postez, să-l programez direct, habar n-am, nu știu să fac. Da, și cam așa arăt în această dimineață, am părul ăsta, bine, m-am spălat pe față, mi-a făcut rutina și cam atât, am părul ăsta dubios și cam asta o să se întâmple. Ziceam să vă arăt, stai să vă zic ce am făcut de seară, stai să ieșim puțin, bam, ca să vedeți ce frumos se vede pe balcon. Stați așa că e prea multă lumină. Bam. Uite așa. Ia. Da, da, da. Bun. Ia, uite așa. Multă lumină. O să încerc să nu vorbesc, că mai sunt oameni pe aici. Și ar fi ciudat. Am văzut că mai au o grădină frumoasă și în spate. E foarte întuneric și nu mai vedeți, așa-i? Stați că rezolvăm acum treaba asta. Ia, gata. Și am văzut că mai este o grădină și în spate și au și o terasă foarte frumoasă, tot așa cu multe mușcate și multe flori. Și deci mi-am luat trepiedul ăsta mic. Jos au spa. Și cred că diseară să ne ducem puțin și pe acolo. Haideți mai bine să vă zic ce am făcut aseară. Ieri, de fapt. Am ajuns, ne-am cazat, sunt foarte roșii pe frunte. Ne-am cazat, după ce ne-am cazat, am fost pe acolo prin centrul Iașiului și ne-am plimbat. Foarte frumos, deci îmi place foarte mult Iașiul, deci îmi place foarte, foarte, foarte mult, dacă aș putea, m-aș muta aici, pentru că e o zonă, bine, și dacă n-ar fi așa departe de mare, că asta e o mare problemă, îmi place foarte mult, adică, nu știu, sunt clădirile foarte vechi, dar, nu știu, arată foarte, adică nu e stilul ăla, îmi place că nu e stilul ăla de vechi, vechi, adică, ponosit. Adică e vechi și întreținut, arată foarte bine. Sau, mă rog, părțile pe care am putut eu să le văd. Îmi place. Dar îmi place că e și zona așa, adică nu e câmpie. E așa o zonă din asta cu străduțe pe care urci, cobori, foarte drăguț. Așa. După am fost și am mâncat. Bine, asta mai pe seară, cred că era vreo 8 deja când am fost să mâncăm. Am mâncat, nu știu cum se numea acolo, ne-am mâncat oricum pe undeva pe lângă mall, pe lângă Palace. Era o terasă din asta, Legend, parcă se numea, și am mâncat, ne-am luat hamburger și șnițel. Un șnițel umplut așa cu ciuperci și, nu cred că am filmat, nu? Sau am filmat? Parcă am filmat. Un șnițel oricum așa foarte bun cu ciuperci, umplut cu ciuperci și cașcaval, foarte, foarte bun și mare. Și hamburgerul ăla la fel a fost imens. Așa, Legend parcă se numea. Cam atât. Planul pe ziua de astăzi este sună în felul următor. O să mă apuc acum să termin de editat ca să ajungă clipul la voi, că dacă tot l-am filmat m-aș ofti ca să nu ajungă astăzi. Așa, dacă nu îl filmam sau nu era aproape pregătit, mă rog, era altă treabă, dar așa, pentru că l-am filmat și mai am doar să editez, ar trebui să fie o problemă, ar trebui să îl postez azi. Și după, cred că o să
îmbrac, mă machez, nu știu ce să fac, oricum o să filmez. Și ne ducem din nou prin Palace, că aseară n-am fost și chiar vreau să mă duc astăzi. M-am uitat eu pe net, am văzut câte magazine sunt pe acolo și da, după aia nu știu ce să se mai întâmple, dar o să vă țin la curent oricum, o să tot vorbim pe parcursul zilei. Și mâine trebuie să plecăm, mâine nu știu, nu știu ce se întâmple, știu că în seara asta am vrea să mergem la spa, oricum o să mergem și o să vedem. Da, cam atât, mă apuc și o să editez ca să... și am mâncat aseară, am uitat să vă zic, am mâncat aseară acolo, da, hamburger, schnitzel și așa, și niște cartofi foarte buni cu ce erau, cu pătrunjel, usturoi și nu știu ce, foarte buni cartofi, dar pe moment nu simțeai așa usturoiul ăla, dar după aia m-am simțit de parcă și ne-a fost atât de sete, de parcă am mâncat hamsi. Da. Cam atât. O să ne auzim mai târziu. Mă apuc să editez. Gata. Ia, așa. S-ar putea să fie o problemă, că... stați așa. S-ar putea să fie o problemă, pentru că, în primul rând, nu mă vedeți bine, în al doilea rând nu e lumină și vreau să mă machiez puțin. Am terminat de editat și tot cu clipul, adică partea mea mi-am făcut-o, doar că durează foarte mult să se încarce pe YouTube, pentru că nu merge netul foarte bine și nu știu dacă o să intre clipul, adică sper să se încarce până eu oricum o să plec, o să mă machiez și o să plec și nu știu dacă o să se încarce, asta e ideea, nu știu dacă o să, stați că nu știu ce tot fac, nu știu dacă o să se încarce până când plec eu, dacă nu se încarcă, îl pun diseară pe YouTube, diseară târziu. Și făceam că e o problemă pentru că m-am așezat aici la măsuță ca să mă machiez în baie dacă mă duc, dacă baie pornește erisirea când aprind luminile. Stați că, nu știu, sunt... Mă mănâncă nasul foarte tare, am ținut ușa deschisă la balcon și mă ustră ochii și mă mănâncă nasul. Mă mănâncă așa ochii și mă mănâncă și nasul și am strănutat și mi-am suflat nasul de nu știu câte ori. Da, deci e o problemă că e oglinda prea sus. Ia uitați. E oglinda prea sus și eu n-ajung la ea. Mă gândesc cum aș putea să așez camera asta. Mi-am luat trepiedul ăsta mic, la Palamare, dar mă gândesc cum aș putea să așez camera asta. Ia asta să găsim noi ceva pe care să vă pun, dar n-am ce. Că n-am nimic n-am. Oare să mă duc acolo la geam și să mă machez în... Ar fi și asta o idee, să mă duc acolo la geam, așa, aici, și să mă machez în asta. Da, nu, mă machez aici și văd eu cum mă descurc. Mă mai ridic și în oglindă, mă mai uit și în ecranul ăsta mic al camerei, sper să fie tot ok. Și vreau să testez și eu un din ăsta, SPF50, de la Roche-Posay, al Cătălinei. Eu sunt Cătălina, să știți. Vreau să-l testez și eu, să văd cum e, să văd dacă îmi place, să văd dacă... îl iau, dar e acum, are finish natural, ultra rezistent, oare o fi colorat? Că mă gândeam să-mi aplic fondul de ten de la... da, e colorat. Mă gândeam să-mi aplic fondul de ten de la ăsta. Fondul de ten de la, cum îi zice, de la Double Wear, dar stați că l-amestec. Îmi sper că e puțin cam închis. Și de asta. Dar ce că pătează foarte rău. Ia să pun așa. Oricum o să mă machiez. Nu știu dacă pot să-l numesc machiaj. Îmi tot vibrează telefonul, dar l-am pus acolo lângă laptop. Că am zis că poate mi se încarcă și mie clipul. Deci v-am zis, eu am făcut tot ce... cât am pus și se scurge pe mână totul. Ca să le amestec repede. Nu e o idee bună să le amestec cu degetele, dar... Ok. Ia. Vedeți ce am făcut aici? Așa, ia. Eu sper că mă vedeți. O să mă mai uit oricum și la editare să văd dacă e totul cum trebuie. Asta destul de mult timp mi-a luat să editez clipul ăsta. Cu toate că eu mă gândeam că o să-l editez imediat, că nu o să am probleme, dar uite că am stat destul de mult pentru că a trebuit să caut să inserez niște poze. Trebuia să-mi aduc un pachet de șervețele aici. Deci am stat ca să inserez niște poze. Mai aveam eu niște poze prin telefon.
dar am mai avut nevoie de câteva. Și da, acolo am avut probleme. Îmi place ăsta, e... îmi place că e colorat. Îmi place că e colorat și e super fluid, e super, super, super fluid. Are SPF 50. Very high protection. Ăsta e ca lumea, are finish natural, cică. Și e ca lumea așa, să-l porți în loc de fond de ten. Și că mai avea ceva de la Altruist, dar uite că pe ăla nu l-am încercat. Ăla de la Altruist, verde. Dar zicea că chiar și pe tenul gras, ci că se simte, pe tenul uscat, se simte puțin așa, adică se simte gras. Deci pe un ten gras nu știu cum ar fi. Am făcut ceva aici, ce trebuie, puteți să-mi ziceți. Aici am un coșuleț și uitați ce l-am avut de fapt, că săracul l-am terorizat psihic și bineînțeles că s-a răzbunat și s-a făcut mai mare. Așa. Îmi aplic și anticearcă nu de la... Îmi dau seama că îl vedeți pe Batman acum, nu mai vedeți. Anticearcă nu de la L'Oreal Infallible. Deci eu mă uit în oglinda asta de aici de sus. Ia asta să vă dau eu așa. Așa? Așa. Cu toate că nu e cel mai bun unghi, nu e lumina cea mai bună, dar măcar mă vedeți. Ia așa. Mai departe, dacă vă dau... Vedeți? Mă vedeți? Hai că mă vedeți. E bine așa. Și cred că mă și auziți bine, pentru că... am lavaliera. Inițial n-aș vrea să mai iau lavaliera cu mine, dar după m-am gândit că dacă filmez prin locuri din astea așa mai gălăgioase și vreau să vorbesc cu voi, m-auziți mult mai bine, pentru că am mai observat chestii din astea. Am observat că atunci când, nu știu, sunt pe undeva și vreau să vorbesc cu voi, se aud toate sunetele de pe lângă. Așa, dacă am lavaliera, e mult mai bine, m-auziți și pe mine mai bine. Sunt și eu sigură că m-auziți. Asta dacă am băgat microfonul bine, cred că l-am băgat bine. Singura chestie, îmi place lavaliera asta, singura chestie este că în momentul în care mă îndepărtez, adică nu pot să mă îndepărtez de cameră, practic, sunt legată de cameră tot timpul, dar în rest se aude bine. Ar trebui să-mi iau chestii din alea. Adică știu că lavaliera asta de la Rode, în mod normal, se folosește cu chestii din alea tot de la Rode, ceva, nu știu cum, dar sunt la niște prețuri, le-am văzut, nu știu, poate dacă vreodată o să le găsesc la niște reduceri, poate așa, dar până atunci, nu știu dacă mă, nu știu dacă mă tentează, sincer. Da, uite cum am ajuns de la... Da, și am filmat clipul cu... L-am filmat, v-am zis, din weekend, de sâmbătă, că sâmbătă am filmat două clipuri. Săptămâna asta am avut ceva treabă și știam că o să plec astăzi, ieri, și m-am gândit că ar fi cel mai ok să filmez clipul ca să nu mă aglomerez, să-l filmez luni, că trebuia să fac și bagaje și așa. Am zis că e mai ok dacă îl filmez din weekend, ca să fiu sigură, să stau liniștită. Așa că eu l-am pus, l-am editat, i-am făcut poza de thumbnail, i-am pus și poza de thumbnail, i-am pus tot ce trebuia pe YouTube, i-am făcut toată chestia. Ama, dacă ar fi și netul cooperant sau YouTube-ul cooperant, pentru că nu știu de ce, în ultimul timp, YouTube stă o grămadă de timp ca să proceseze clipurile, deci eu n-am văzut așa ceva. În condițiile în care, adică, uite, data trecută clipul ăla a fost destul de scurt, din ce mi-aduc eu aminte. Și am mai avut odată, clipul ăla cu rimelul de la Essence a fost foarte scurt, dar nu știu, asta mult să se încarce, nu știu de ce. Măi, fetelor, era bine dacă vă puneam pe ceva, dar n-am pe ce. Asta e. Așa, să-mi setez totul cu pudra de la Rimmel London. Și ar fi bine dacă n-aș face pudră peste tot. Bine, nu știu dacă e idee bună, că mi-am aplicat fondul de ten de la, adică Double Wear-ul. Și nu știu dacă e ideea așa de bună să pun multă pudră, da? Hai te pun măcar în zona ochilor. Doamne, cum mă vedeți? Oare dacă dau zoom mă vedeți mai bine? Da, nu cred. Păi, uite, dau mai în partea asta. Da. Și cam atât până acum. Așa. Ia să-mi fac și pârșelele. Cred că sprâncelele mai bine le fac la baie, ca să nu fac vreo nefăcută. Haideți să-mi termin ăsta, machiajul feței, mă rog, dacă tot am început. Mi-am luat pensula, mi-aplic un puțin din ăsta. Bronzer de la Revolution, nu mult, puțin. Da, bine, eu de fiecare dată când zic aplic puțin, pun o grămadă, iau mult pe pensulă.
Așa, v-am zis că nu vreau să mă machiez foarte, așa, că nu prea am chef, că mi-am adus chestii, nu vă gândiți, mi-am luat paleta aia de la Boys and Berries, am venit super, ca de fiecare dată. Doamne, țin minte într-un an la vară, la mare, cred că prin 2000, nu, cred că prin 2000, în 2019 sau în 2017? 2019. În 2019, la mare, Doamne, ferește, deci nu vreți să vă dați seama. Deci mi-am luat cu mine aproape toate paletele. Și nu mai zic că le-am luat, dar și ce am făcut? Le-am pus în ăsta, că e luminositatea prea mare. Le-am prins așa cu folie, pentru că eram eu super paranoia, ca să nu... Super paranoia. Ca să nu cumva să spargă. Da, deci ca să vedeți. Să nu se spargă și... le-am pus în folii. A fost ceva de vis. Ce am făcut atunci? Ia să-mi aplic și iluminator, umilator, dacă vreți să-i spuneți așa. Și vine să strănut. Deci e ceva de vis cu strănutatul ăsta. Eu nu știu, sigur sunt alergică la ceva, că și acasă mă mai apuc așa câteodată de strănut, câteodată. Ceva extraordinar, n-a văzut pământul. Eu n-am avut niciodată probleme cu alergiile, deci chiar niciodată n-am avut treburi din astea, dar de la un timp, Doamne, trece, deci mă apucă strănut și uite și acum simt că urmează să-mi curgă nasul. Și am, nu știu, am nasul înfundat, dar nu sărăcită sau ceva, pur și simplu. Și cred eu că e vreo alergie la ceva, nu știu exact la ce, la vreo plantă mă gândesc, dar uite că e o plantă pe care o am și acasă și e o plantă care e și aici. Ca aer condiționat n-a stat deschis, ca să, că și la aer condiționat fac urât, adică mi se înfundă nasul, dar astăzi chiar n-am ținut aerul condiționat deschis. În dimineața asta am lăsat ușa de la balcon deschisă și da, se mai întâmplă. Uite așa, îmi conturez puțin aici, eu nu știu ce fac, luminator pe pleoapă. Dar nu mult, îmi pun așa că să am puțină luminositate, că după aia mă dau cu rimel și o să mă dau cu rimel și o să mă fac sprâncenele la baie fetelor ca să te pun și eu aici puțin. Deci ăsta e cel mai rapid machiaj pe care l-ați văzut vreodată, făcut de mine, cred că. Că eu de obicei stau mult să mă machiez, dar uite că de data asta e așa de ciudat când vorbesc singură, vă dați seama dacă mă aude cineva, că vorbesc așa singur, că sunt singură acum în cameră. Dacă mă gândesc cineva că vorbesc singur, dar bine, probabil o să gândească că vorbesc la telefon sau ceva, nu? Oricum am obișnuit. Haideți că mă duc să-mi fac sprâncenele cu creionul ăsta de la Miss Sporty și cu gelul ăsta și să mă dau cu rimel și cred că revin la sfârșit, când o să fiu și îmbrăcată și machiată și cu coafată, adică cu părul strâns. Cred că e cel mai ok, așa, ca să mă mișc eu mai repede, e deja 2 fără 20. Revin. Așa mă prezint. Așa, mai bună lumina. M-am îmbrăcat, am tricoul ăsta, blugi ăștia foarte, pantaloni, blugi, nu știu, sunt foarte legeri. Și în picioare am niște Adidas. Mă uit să văd dacă arată totul bine, dar pare totul bine. Chem și un Uber Bolt ceva, taxi, să văd ce găsesc. Și mergem. Mi-este foarte cald deja. Să-mi iau mască. Gata. Ne auzim mai târziu. Sper să mă țină bateria. Mai am 70%, dar ar trebui să mă țină. N-ar trebui să am probleme. Da, gata. Ne auzim mai târziu.
dimineață, bine, e 11 și ceva, m-am trezit de ceva timp și ne pregătim să plecăm. Deja am făcut bagajul și da, ieri, stați că ieri n-am mai vorbit cu voi, nu? Haideți că vorbim acum, aseară, de fapt, n-am mai vorbit. Ieri am fost la Palace, m-am uitat pe acolo prin magazine și v-am zis că nu căutam nimic, adică n-am căutat nimic așa special, dar doar m-am uitat așa, m-am uitat prin Sephora la niște palete pe care voiam să le văd de mult. Am fost și în Douglas, am fost și în multe magazine, și în Zara, și în chestiile astea pe care noi la noi în oraș nu le avem. Și cam atât. După aia am fost și am mâncat la Cârciuma Veche, parcă se numea, da, Cârciuma Veche. Și am filmat meniul, cred că ați văzut, nu? Ați văzut, Doamne, deci dacă n-am râs o grămadă la toate chestiile pe care le aveau, adică la denumirile, mâncărurilor foarte amuzante, deci foarte, foarte, foarte amuzante. Și după aia am mâncat, mâncarea foarte bună, mi s-a părut foarte bună, tradițional așa, super bună. Și după am venit în cameră și după am fost la spa, am fost la saună și la piscină. Nu mai știu cât am filmat, ce am filmat și cum am filmat cu telefonul, că mi-am luat telefonul, n-am mai luat camera și nici ieri în oraș n-am luat camera, am luat telefonul. Și am fost la saună, am fost și la saună umedă și la cea uscată, a fost foarte, foarte relaxant. Și în piscină, piscina interioară, încălzită, apă foarte bună, da, totul superb. Și în dimineața asta m-am trezit, am mâncat și am strâns pe aici, de pe aici una alta și acum ne pregătim să plecăm. Și cam asta. Concluzii. Îmi place foarte mult Iașul. Știți că, cred că v-am mai zis, că mi-am dorit de mult timp să ajung și uite că acum am ajuns. Îmi place foarte mult din tot ce am reușit să văd așa în două zile, că a fost două zile. Și da, îmi place. Îmi place așa cum e ca și oraș, cum e poziționat și clădirile, nu mai zic că sunt foarte, sunt superbe. Așa, orașul mi se pare super îngrijit, super aranjat. Așa, oamenii la fel mi se par, mi se par diferiți, dar într-un sens bun, foarte cocheți așa, foarte, da, cocheți, foarte bine îmbrăcați. Am văzut o grămadă de fete super frumos îmbrăcate. Frumos, frumos, frumos de tot la Iași și mai venim, frumos, ne-a plăcut, mai venim, că e frumos tare. Da, și cam asta, cred că o să fac încheiere aici, dar eu cred că o să mai filmez așa pe drum până când ajungem acasă. Probabil o să mai filmez și, dar vă zic de acum că o să fac încheierea și vreau să vă mulțumesc că v-ați uitat la vlogul meu, care nu știu cât de lung o să fie. Eu am filmat o grămadă, cred că o să fie multe cadre din astea cu muzică. Clipul n-a reușit, clipul pentru ieri, că azi e joi, clipul de ieri n-a reușit să se abladeze din cauza netului. Dar o să-l încarc pe YouTube imediat ce ajung acasă. Adică a încercat el să se încarce acolo, cred că vreo 8% și după aia n-a mai, e netul slab, mă rog. A fost netul meu, de fapt, slab. Dar îndată ce ajung acasă o să-l încarc și vine clipul astăzi. Deci da, cam atât. Ce să vă mai zic? Sunt foarte entuziasmată, foarte bucuroasă, foarte entuziasmată, știu că sună așa, dar sunt super bucuroasă că am văzut și eu Iașul, pentru că mi-am dorit de foarte mult timp și uite că în sfârșit l-am văzut. Da, acesta a fost vlogul meu, parcă am uitat să vă zic ceva și parcă de asta nu vine să fac încheierea. Da, să mă vedeți și pe mine mai așa, mai cum trebuie. Acesta a fost vlogul meu, tocmai mi s-a, aveam o șosetuță în picior și mi s-a desfăcută șoseta, stai să mă încalț. E multă lumină în partea asta, aici la geam. Da, uite așa, gata. Mă bucur tare mult că am ajuns la ea și... Gata, acesta a fost vlogul meu, vă mulțumesc din suflet că v-ați uitat și noi ne revedem data viitoare. Probabil o să mai inserez ceva cadre cu muzică după ce termin eu aici de vorbit sau dacă am uitat să vă zic ceva și mi-aduc aminte, o să vă zic la sfârșit sau nu știu când aș bucă acasă, habar n-am. Gata, vă pup, pa, pa, vă mulțumesc că v-ați uitat. Mm-hmm.
I'm not.